toți care ați intrat în această casă de rugăciune. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. Amin. Mai întreb o dată. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. În această dimineață venim înaintea lui Hristos, gata, a înviat. Amin. Amin. Slavă. Nu trebuie să-i plângem de milă. Nu trebuie să... Nouă trebuie să ne plângem de milă. Pentru că El a venit și El a știut și a văzut că noi suntem slabi. În această dimineață El a văzut neputința ta. Și a zis, tu nu poți, pot eu să stau pe cruce în locul tău. Și în această dimineață să facă Domnul să trezească în inima noastră dorința de a-L căuta pe Domnul Iisus. Te rog, Doamne. Chiar dacă El a fost răstignit, a venit El și și-a dat viața. Căutați pe Domnul Iisus care a fost răstignit. În această dimineață să trezească El în noi dorința aceasta, să-L căutăm pe El. Amin. Și haideți cu toții să ne plecăm, pentru că înaintea Lui se pleacă orice genunchi, orice ființă de pe pământ și de sub pământ. Și în această dimineață cu toții strângem rândurile și ne plecăm înaintea acestui Iisus, care El a făcut posibil ca și tu și eu în această dimineață să fim prin harul Lui în acest loc. Amin. Și în aceste vremuri. Vremurile acestea sunt vremuri de har. Domnul să binecuvinteze pe toți care au venit și au călcat pragul casei acestea. Și Domnul să binecuvinteze pe fiecare din noi, ca să putem să ne bucurăm și să avem parte de bucurie. El a mai rânduit ceva Duhului cel Sfânt. El a zis, nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite Duhul adevărului, care va fi cu voi și în voi. Și în această dimineață îl rugăm pe El, care a spus lucrul acesta, să ne-l dea. Și în această dimineață să fie prezent cu noi aici. Amin. Amin. Haideți cu toții să chemăm acest lucru și să-L rugăm pe Domnul să ne-L dea în această dimineață prezent în locul acesta, ca să putem avea parte de bucurie. Amin. Amin. Amin.